Eu am fost bolnav, am avut numai 50 de chile avem atunci. Am venit și m-am dus la icoană și de atunci, din momentul ăla, eu n-am mai luat o medic, avea nimic. Pentru mântuire, cum ar fi. Fel. Ai mai fost? Da. De vreo 5-6 ani continuu vii. Anul acesta este obligatorie purtarea măștii de protecție în interior, dar și în aer liber, pe teritoriul mănăstirii. În plus, în zonă există un centru de vaccinare. Mănăstirea Nicula din comuna clujană Fizeșugherli se umple de credincioși în fiecare an la mijloc de august, când este adormirea Maicii Domnului. Pelerinajul durează de fiecare dată câteva zile, iar oameni din toate colțurile țării vin aici cu gândul să ajungă la icoana făcătoare de minuni. O parte din curtea mănăstirii devine camping, alta loc de pocăință. Am venit ieri de la două. Am stat o seară până la 12 la rugăciune. Dacă plouă, nu. Dacă plouă, acolo stăm, nu ne plouă că ne învelim cu nailonul. Pelerinii au ajuns aici la Mănăstirea Nicula încă de ieri. Mulți au ales să petreacă și noaptea în curtea mănăstirii, sub cerul liber sau în corturi, pentru că în acest fel, spun credincioșii, pot participa la mai multe slujbe. Însă cel mai important pentru oameni este să reușească să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Iisusa Sfântă-i cu noi și ne ajută, și așa suntem de liniștiți, așa ne ajută, și așa trece de ușor, și așa ești de fericit când ajungi aici. Sunt bolnavă, dar când vine acea stare de sănătate, întotdeauna se îmbunătățește. Sunt pelerini care și-au făcut un obicei ca la Sfânta Marie Mare să se roage la Nicula. Aici am eu fost obișnuit din 45. De atunci veniți în fiecare an? Da, în fiecare an. Eu am fost bolnav, am avut numai 50 de chile avem atunci. Am venit și m-am dus la icoană și de atunci, din momentul ăla, eu n-am mai luat o medic, avea nimic. Pentru mântuire, cum ar fi. Am deja sunt prezenți la slujbă. Și tot vor veni din ce în ce mai mulți. Știu că doar aici așa află scăparea din sus din cer. Acum ne vine tot ajutorul nostru. În acest an, în apropierea mănăstirii, este deschis și un centru de vaccinare. Pelerinii au posibilitatea să se vaccineze foarte simplu cu două tipuri de vaccin, și anume Johnson & Johnson și Pfizer, în special pentru copii peste 12 ani. La pelerinaj, purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta mănăstirii, dar nu toată lumea respectă această regulă. Prima mare procesiune va fi cea condusă de Mitropolitul Andrei, din orașul Gherla până la Nicula. Apoi, în timpul nopții, urmează momentul cel mai așteptat de credincioși. Biserica va fi înconjurată de 3 ori cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, iar Marele Praznic va fi duminică.